Sticle goale, pungi de plastic și locuri neamenajate, gunoi și mizerie. Așa arată parcul din marginea orașului Florești. După cum a relatat primarul orașului Grigore Cojocaru, la moment spațiul verde respectiv nu se află în gestiunea primăriei din orașul Florești. În spațiile verzi care sunt în marginea orașului, cred că ești dumneavoastră să vezi, cred că văd că și secvențe sunt, într-adevăr, e o situație deplorabilă. Noi anual facem în curățenie în parcurile respective. Chiar și anul trecut, în cadrul programului, în cadrul acțiunii Hai Moldova. Potrivit primarului orașului Florești, Grigore Cojocaru, de curățenie acestui spațiu verde este responsabilă întreprinderea Mold Silva, care se angajează de a menține curățenie pe întreg teritoriul parcului și este responsabilă de starea deplorabilă a acestuia. Undeva cu vreo 10 ani în urmă, poate chiar și mai bine, spațiile respective au fost transmise în gestiune pentru Mold Silva. Adică pădurarii s-au luat angajament că vor să întrețină pădurile respective în curățenie, vor să li pomi, vor gestiona normal spațiile respective. Cu toate că nu a fost să fie așa și ați văzut și dumneavoastră singur. În timp de 10 ani, practic, nu au făcut absolut nimic în chestia dată, nu au sădit un pom, dar mai mult ca atâta, vreau să zic, defșează, taie, folosesc lemnul. La sfârșit, finele anului trecut, au dat în gestiune, nu în gestiune, dar în arendă, 49 de ani, practic dăruit la cetățeni, contraplată spațiile respective, care noi socotim că absolut nu-i legitim. Poate chiar și că e hotărâri, vien sau și, dar o socotim nu la locul ei, fiindcă, practic, spațiile astea verzi au fost sădite de cetățenii orașului. Adică nu au fost sădite de către Mold Silva, care se poate gestiona într-așa un mod spațiile respective. În Florești sunt 4 parcuri. Suprafața totală a spațiilor verzi este de aproape 20 de hectare. Parcurile din centrul orașului au parte de o amenajare și o curățenie mai bună decât cele din marginea orașului, care la moment sunt într-o stare alarmantă.